Această emisiune este realizată în coproducție cu Telenews. Această emisiune este realizată în coproducție cu Telenews. Bună seara, bine v-am regăsit astăzi pe Covorul Roșu, cel mai celebru fotbalist român după Gica Hagi, celebru printre fotbaliști, printre portari și printre cetățenii României, domnul Helmut Ducadam. Bună seara, dar nu sunt chiar atât de celebru. Păi cine mai celebru din lumea fotbalului în România după Gica Hagi? Au fost. Nicolae Dobrin, Balaci, Beloni, Belodedici. Am zis celebru. Sunt mulți. Cine este Helmut Ducadam dincolo de cele patru lovituri de departajare? Da, trebuie să recunosc că acele patru lovituri de departajare de la Sevilla m-au făcut cunoscut, hai să zicem și puțin celebru. Dar, din păcate, datorită acestor patru lovituri, se uită tot ce am făcut înainte. Înainte, deoarece am jucat la UTA Arad, unde, spre mândria mea, am egalat sau am depășit chiar recordul lui Gornea, iar un mare portar, ca meciuri jucate consecutiv, și la Steaua am câștigat două campionate și o Cupa României. Sigur, astea trec puțin în derizoriu față de ce am câștigat la Sevilla. Deci, trebuie să fiu mândru că am reușit cu Steaua în 86 să câștigăm Cupa Campionilor și, sigur, va rămâne o performanță probabil unică în istoria fotbalului românesc. Ce s-a întâmplat după? Da, din păcate, după finală, după acea bucurie, au venit și necazurile. Eram în vacanță alături de prietenii mei, în comuna Semlac, unde toată lumea sărbătorea acea victorie fabuloasă de la Sevilla, când într-o dimineață, tot după o petrecere cu băieții pe malul Mureșului, am alunecat și am pus mâna în pământ, practic un gest banal. Dar atunci am simțit o durere foarte mare la brațul drept, am mers la medicul din sat, care era tot prieten cu noi, care și-a dat seama de gravitatea acestei probleme și m-a trimis la Arad. La Arad, sigur că doctorii și-au dat seama despre ce este vorba. Era practic un cheac de sânge care blocase toată circulația în brațul drept. Diagnosticul fiind? Anevrism subclavicular dreaptă. După operație de 5-6 ore, s-a despicat artera, s-a scos acel cheag. Am avut mult noroc și s-a pus un manșon peste acea arteră care a ținut 12 ani, până în 98, când, după o invitație a fostului președinte Emil Constantinescu, am fost împreună cu dânsul la Lyon, unde echipa națională a jucat primul meci cu Columbia în campionatul mondial, și la întoarcere tot așa aveam un bagaj mic, dar în momentul când am încercat să-l ridic, am simțit din nou dureri la brațul drept. Am mers la spitalul militar și mi-au spus că există tot un anevrism acolo și va trebui să mă operez. Această emisiune este realizată în coproducție cu Telenews.